Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la matinal. Bună dimineața, Valentin, ce mai faci, ce mai zici? Bună dimineața, George, bună dimineața tuturor, e sfânta e vineri. Zi de vineri. Ce ne bucurăm noi ca doi copii. Doamne, da, chiar este, e trist când copilul mai e vale. Fiecare zi. Tu îți dai seama că noi suntem deja de 3 săptămâni la muncă, se încheie a 3-a săptămână de muncă din anul ăsta și aproape se termină luna ianuarie. Asta am spus și eu mie. Aoleu, mi se pare groaznic că nu mai realizez când trece timpul. Și noaptea scurtă că... Și oboseala multă. Nu pot să înțelegi ce se întâmplă. Da, avem știri și dimineața asta, așa. Care vineri suntem mai pe relax, așa. Okay. Prima știre este dovada, că mai vorbim despre lucrurile astea, că oricât de multe combinații, șmechereli, învârteli ai avea tu, la un moment dat apar domnii cu sirena și de acolo se termină cu, și cu mașinile scumpe și cu teancurile de bani pe care le arătăm pe internet și cu toate cele, o pedeapsă incredibil de mare. În România, cel puțin, nu cred că există asemenea pedepse pentru Florin Duduianu, dar în Statele Unite ale Americii. Avem și un exercițiu de la NATO, cel mai mare, de la finalul războiului rece și până în prezent. Haideți la știri! Florin Duduianu a primit o pedeapsă uriașă. Interlopul și-ar putea petrece tot restul vieții în închisoare după ce a fost acuzat de autoritățile din Statele Unite de fraudă bancară. Acesta este acuzat că ar fi furat sute de mii de dolari de la oameni cu venituri mici de pe cardurile de beneficii de stat. Alți 47 de români își așteaptă acum sentința în același caz. Florin Duduianu, zis și Anaser, riscă o pedeapsă de 100 de ani pentru faptele sale. El a fost găsit vinovat de justiția din Statele Unite, alături de alți 47 de români. În vârstă de 39 de ani, bărbatul ar fi furat prin operațiuni de skimming mai mult de 108 milioane de dolari de pe cardurile sociale ale familiilor cu venituri reduse. Sumele de bani pe care le câștigau de pe urma acestei afaceri le trimiteau acasă la familiile lor din România pentru a trăi o viață lipsită de griji. The Romanians are using the stolen EBT card cash to buy Enfamil and other baby formula, which is in dire need in Mexico. They then go down to Mexico and they trade the baby formula with the cartel. Mașina lui Anaser a fost percheziționată. Specialiștii au găsit 4 carduri de credit inscripționate cu aceleași date, care se regăseau pe cele sociale, mai multe chitanțe și 1850 de dolari. De asemenea, telefonul mobil i-a fost analizat. Acolo au fost găsite zeci de fotografii și videoclipuri despre cum funcționează skimming-ul, dar și imagini cu carduri sociale și bani. Procurorii spun că aceștia sunt oameni care cumpără mașini scumpe, fură mii și mii de dolari și lasă fără bani oameni săraci. Mulți dintre acești români vin în țara noastră ilegal prin granițe sărace, unde ori nu există polițiști de frontieră, ori sunt foarte puțini, e crimă organizată. Și în România, interlopul Florin Duduianu a fost condamnat la închisoare pentru acuzații de tâlhărie și șantaj. Atunci, Florin Salam și Nicolae Guță ar fi fost victime, fiindcă ar fi fost amenințați. Ministerul Sănătății reglementează strict folosirea antibioticelor în ambulatoriu, adică în afara spitalului. Farmaciștii vor putea vinde o doză unică doar pentru 48 de ore după ce instituția condusă de Alexandru Rafila anunțase inițial un tratament valabil pentru 72 de ore. Angajații din farmacii vor putea elibera medicamentele doar în situații de urgență și în baza unei declarații pe proprie răspundere a pacientului. Colegiul Farmaciștilor din București cere retragerea ordinului dat de Ministerul Sănătății. Totul după ce eliberarea antibioticelor în farmacii pentru situații de urgență a creat confuzii în rândul angajaților din farmacii. În acest context, farmaciștii nu mai pot hotărî dacă pacientul are sau nu nevoie de antibiotic. Dacă până acum era posibil pentru situații de urgență să se elibereze orice tip de antibiotic, acum există o listă restrânsă de numai 20
de produse care fac parte doar din cele de primă intenție. Nu toate antibioticele, dintre cele 82 existente în anexa ordinului, pot fi eliberate pentru 48 de ore. Reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România spun că farmaciștii vor opta pentru eliberarea flacoanelor mai mici, în special pentru copii. Există astfel de, nu știu, împachetare în flacon care după reconstituire are 60 de mililitri, de exemplu, și 100 de mililitri. Evident, se va opta pentru eliberarea flaconului cu volum mai mic. Dar asta nu este posibil în toate cazurile. În schimb, limitarea vine din moleculele care pot fi subiectul acestui tip de eliberare și cu atât mai mult în cazul utilizării pediatrice. Inițial, ordinul ministerului prevedea o doză de urgență fără rețetă pentru 72 de ore. Potrivit statisticilor, românii sunt pe primul loc în Uniunea Europeană la consumul de antibiotice, cu aproximativ 26 de doze zilnice la 1000 de locuitori. NATO a început cel mai mare exercițiu militar din istorie. Alianța a mobilizat 90.000 de soldați care vor participa la cea mai mare simulare de război de la finalul Războiului Rece și până în prezent. Exercițiul a început odată cu plecarea USS Gunston Hall, o navă americană de transport și debarcare care a părăsit portul pentru o traversare a Atlanticului către Europa, a anunțat Alianța Militară într-un comunicat. USS Gunston Hall va fi urmată de o navă canadiană înainte de sfârșitul lunii, a precizat NATO. Exercițiul Steadfast Defender 24, care va implica până la 90.000 de soldați de pe ambele maluri ale Atlanticului, este menit, printre altele, să testeze capacitatea Alianței de a mobiliza și transporta rapid trupe americane pentru a consolida apărarea Europei. Aceste manevre, care se vor întinde pe parcursul mai multor luni până în mai, de la Atlantic până la flancul estic al NATO, vor lua forma unui scenariu de război împotriva unui adversar de dimensiuni comparabile, potrivit terminologiei Alianței, care se referă fără să o numească la Rusia, a cărei ofensivă de amploare în Ucraina a început în urmă cu aproape 2 ani. La exercițiu vor participa peste 50 de nave, de la portavioane la distrugătoare, precum și peste 80 de avioane de luptă, elicoptere și drone și cel puțin 1100 de vehicule de luptă, inclusiv 133 de tancuri și 533 de vehicule de luptă de infanterie. Chiar dacă NATO nu a menționat Rusia explicit, documentul său strategic de top identifică Rusia ca fiind cea mai semnificativă și directă amenințare la adresa securității membrilor NATO. Exercițiul vine într-un moment important după ce invazia Rusiei în Ucraina a declanșat cel mai sângeros război pe teritoriul european din ultimii peste 70 de ani. Amploarea exercițiilor NATO Steadfast Defender 2024 marchează o întoarcere irevocabilă a Alianței la manevrele din timpul Războiului Rece, a comentat ministrul adjunct de externe al Rusiei pentru agenția de știri de stat RIA în declarații publicate duminică. Se câștigă greu, dar se pierde rapid. O vorbă din popor spune că banii nu aduc fericirea, dar cu siguranță o întrețin. În prezent, educația financiară în sânul familiei a devenit o necesitate. De cele mai multe ori, tinerii nu reușesc să asimileze prea multe informații financiare în școală, iar părinții sunt primii responsabili să-i ajute pe aceștia, sunt de părere specialiștii. Astfel, cei mici pot concluziona, în mod greșit, că părinții pot să scoată oricând bani din bancomat. Banii. Acesta este cuvântul cel mai des rostit de oameni în ultima perioadă. Specialiștii în educație financiară pentru copii recomandă părinților să discute în cadrul familiei atât despre cumpărături, cât și despre economii, pentru ca cei mici să aibă timp să învețe cum să ia decizii financiare cât mai inteligente. Eu încurajez ca în timpul liber, în vacanțe, copiii să fie lăsați pentru un part-time, sigur, părinții înainte să se intereseze. Copiii
copiii sunt foarte atenți la discuțiile despre bani și vor imita ceea ce văd la adulți. Sunt foarte multe aplicații în momentul de față care ajută copiii să înțeleagă cât de important sunt banii, care este valoarea banilor și de aceea este important să-i stimulăm să folosească astfel de aplicații, că școala nu reușește să-ți ofere ceea ce ai nevoie în momentul de față din prisma materiilor care nu sunt adaptate realității din lumii în care trăim. Cred că acasă trebuie să învățăm copiii să ce înseamnă banii. Copiii și în special adolescenții ar trebui implicați mai mult în deciziile financiare pentru a se simți și ei implicați și responsabilizați. De mică am fost implicată în discuțiile financiare. O educație financiară pentru copii ar trebui să înceapă clasa 5-a, 6-a, câte o oră pe săptămână, să înțeleagă și ce e un cont bancar, ce e un împrumut, ce... să știe noțiunea banului. Și la rândul tău, când o să ajungi să muncești, o să apreciezi mai mult faptul că ei te-au învățat la momentul respectiv cum să-i gestionezi. Lipsa banilor poate crea bătăi de cap atât adulților cât și celor mici, mai ales dacă părinții evită să discute pe această temă și să ofere și soluții. Așadar, banii nu sunt doar o problemă de adulți, iar educația financiară poate începe de la cele mai mici vârste în cadrul familiei. Pentru a pleca liniștiți în vacanță sau la o plimbare, de ce nu weekendul acesta, avem nevoie de câteva informații astfel încât să plecăm pregătiți, poate cu un combinezon, căci iată, avem în vigoare un cod cel puțin interesant despre care ne spune mai multe Romina. Bună dimineața! Bună dimineața! Să știi că astăzi va fi vreme ceva mai rece. În partea de nord și în centru temperaturile sunt cu minus, dar mai apare și soarele. Așadar, astăzi vântul este prezent în mai multe regiuni din țară. Este valabilă o avertizare de cod galben de vânt și viscol, iar în Moldova, în nordul Dobrogei, prin sudul Transilvaniei și în sud-vestul Olteniei, vântul va avea intensificări cu rafale în general de 55-65 de km pe oră, iar în Carpații Meridionale și cei de curbură, mai ales la altitudini de peste 1700 de metri, ninsoarea va fi viscolită, zăpada spulberată și vizibilitatea redusă. Acest cod va fi valabil până diseară la ora 22, iar valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Ziua de astăzi ne aduce câteva raze de soare, însă nu pentru mult timp, pentru că își fac apariția norii, iar în Maramureș, în Transilvania și în Moldova, precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare, vântul va avea răbufniri pe parcurs cursul zilei, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 2 și vor urca până la 10 grade Celsius prin Oltenia. Izolat vor fi și condiții de ceață dimineața. Iar în București va fi vreme caldă pentru această perioadă, soare cu nori, vânt activ și 8 grade Celsius pe la amiază, la noapte se răcește, iar spre dimineață pot să apară ceva precipitații. Mâine se norează, dimineața va ploua slab, iar la amiază se vor registra 5 grade Celsius. Poi mâine vedem din nou soarele, dar își vor face apariția și norii. Vântul se menține activ, iar termometrele vor indica 6 grade Celsius. La munte se face mai frig decât ieri, va fi cam înorat, o să ningă din când în când. Vântul o să bată cu putere în zonele înalte, acolo o să fie și viscol, iar rafalele vor atinge 90-110 km pe oră. Valorile termice vor fi cuprinse între minus 1 grade, se vor atinge prin predeal și vor urca până la 4 grade Celsius în Păltiniș. Atât pentru moment, ne revedem mai târziu cu noi informații. Mulțumim, Romina, pentru informații. Ne-am pregătit din acest punct de vedere, dar haideți pe final de săptămână să abordăm un subiect destul de des întâlnit, pentru că iată, rata divorțurilor este în continuă creștere și fiind contexte diferite, câteodată se întâmplă să fie și copii la mijloc, de care ar trebui să avem grijă și pentru care ar trebui să negociem. Zic eu, un beneficiul copilului, așa că haideți să aflăm mai multe despre custodia comună de la avocatul Georgian Toader. Bună dimineața! Bună dimineața! Spuneam mai devreme, noi întâlnindu-ne și vorbind puțin în spatele camerelor, că divorțurile sunt din ce în ce mai dese și poate că e un context nu neapărat fericit, dar cumva un context în care un copil care provine dintr-o familie cu părinți divorțați nu mai este un unicorn în clasa lui. S-ar putea să fie mai mulți, s-ar putea să fie un grup de solidaritate care se formează. Totuși rămân nebuloase pentru aceste familii. Cum prevede legea că s-ar putea negocia în favoarea copilului? În toate litigiile cu copiii sau atunci când vine vorba de orice decizie privind un copil, întotdeauna se are în vedere interesul superior al copilului. Doar că interesul superior al copilului nu este ceva definit din punct de vedere legal și trebuie judecat de la caz la caz, adică răspunsul la întrebarea cum ar fi cel mai bine pentru copil.
De multe ori, părinții se pot înțelege cu privire la modalitatea de exercitare a autorității părintești, adică fiecare ce drepturi are, ce obligații are și este varianta ideală. Cât trăiesc împreună, desigur, au aceleași drepturi și obligații, în momentul în care se despart, pot să discute și să negocieze. În condițiile în care există o înțelegere cu privire la drepturile și obligațiile lor, desigur vor merge în instanță pentru a putea să le antameze și să le stabilească în așa fel încât copilul să aibă stabilitate și să cunoască cu cineva, sta într-un weekend cu cineva, petrece sărbătorile, etc. Când intervin problema? Mă gândesc că în momentul în care părinții nu se înțeleg și apare poate frustrarea din partea unuia dintre părinți care spune, dar eu am mai multă grijă, celălalt părinte e destul de absent, aici cred că încep deja să se adreseze instanței. De multe ori problemele nu țin neapărat de o lipsă de comunicare între ei, cât de orgolii. În sensul că, din păcate, de multe ori copilul este folosit ca o armă, fie de către părintele cu care stă, nu te lasă vezi copilul, fie de către celălalt părinte ca o modalitate de amenințare, am să-ți iau copilul, am să schimb N-am domiciliul la mine. Pensia. Exact. Pensia nu se plătește, din păcate, de multe ori. Sunt oameni care fac copii și apoi uită de faptul că i-au conceput. Problemele acestea, desigur că pot să fie tratate în instanță în momentul în care nu există o înțelegere între părinți cu privire la ele. Dacă vorbim strict despre autoritate părintească, adică custodie în limbaj comun, ea poate să fie comună în momentul în care ambii părinți au aceleași drepturi și obligații și exclusivă. Și cred că e o discuție interesantă asupra obligațiilor ce rezultă din această autoritate părintească comună. Sunt trei categorii mari de obligații, și anume obligații privind educația minorului, în sensul că ambii trebuie să ia decizii cu privire la cursul profesional pe care minorul va alege, de exemplu la momentul în care este înscris la liceu, ceea ce presupune desigur că ambii părinți să cunoască și să meargă la ședințele cu părinții, să discute cu minorul, decizii de natură medicală mai importante, în condițiile în care este vorba de o intervenție, să spunem, chirurgicală, dacă copilul are nevoie de astfel de intervenție, este nevoie de acordul amândurora. Iar, desigur, de ieșirea din țară, care este cea mai des întâlnită problemă, în care părinții, de obicei, de asemenea, din ambiție, nu se înțeleg, în sensul că nu vreau să ieși cu copilul din țară, invocând faptul că ar putea copilul să fie răpit internațional și să nu poată să părăsească țara, în realitate, cumva încearcă să strică ce concediul celuilalt părinte. Când vine vorba de autoritatea exclusivă, spuneai că sunt câteva temeri în legătură cu acest subiect. De ce anume se tem părinții? Autoritatea exclusivă de multe ori de părinți este confundată cu o decădere din drepturi. Autoritatea părintească exclusivă în favoarea unui părinte nu înseamnă că celălalt părinte nu mai poate să-și vadă copilul sau că nu mai poate să vorbească cu el sau că nu mai poate să petreacă timp cu el la ziua lui de naștere. Autoritatea părintească exclusivă presupune că părintele care stă efectiv cu copilul, la care este domiciliul copilului, se ia deciziile de unul singur atunci când vine vorba de lucrurile pe care le-am arătat anterior, adică de educație, îngrijire medicală și să poată să iasă cu el din țară. În alte sisteme de drept, în sistemul de drept românesc, autoritatea comună este prezumată. În alte sisteme de drept se prezumă că părintele care stă cu copilul îi cunoaște cel mai bine nevoile și atunci este și cel care poate să ia asemenea decizii de unul singur. Cum se ajunge la autoritate părintească exclusivă? Se poate și pe cale notarială dacă părinții se înțeleg și sunt de acord că poate unul dintre părinți se mută la Oradea, să presupunem, și celălalt rămâne în București, acolo unde e domiciliu stabil al copilului, școala copilului și așa mai departe, și pentru a evita drumuri și alte lucruri care pot îngreuna bunul mers al activității copilului, decid de comun acord că vor asta. Sau exclusiv pe cale judecătorească? Au nevoie de instanță părinții tot timpul? Autoritatea părintească exclusivă la notar este o zonă gri din punct de vedere juridic. În sensul că nu există niciun text legal care să o interzică, dar în același timp, pentru a se pronunța în sensul autorității exclusive, trebuie verificat interesul superior al copilului. Iar interesul superior al copilului de multe ori nu poate să fie verificat de către notar, pentru că nu există suficient de multe probe pe care se bazeze. De asta, vasi totalitatea autorităților exclusive se acordă prin intermediul instanței, chiar și prin intermediul unui divorț de comun acord, în care, existând și un minor, se va discuta și autoritatea părintească, însă instanța poate să perceapă în mod direct și să judece dacă într-adevăr autoritatea părintească exclusivă este mai bună pentru acel copil. Fiindcă se poate întâmpla de multe ori, sau se poate întâmpla uneori, părintele care ar avea autoritate exclusivă să nu fie neapărat cel mai responsabil părinte.
Și atunci, faptul că unul dintre părinți spune eu nu vreau să mă implic în viața copilului, nu înseamnă că acel copil ar trebui să fie privat de implicarea acelui părinte. Din perspectiva pensiei alimentare pe care unul dintre părinți trebuie să o plătească, aici cred că intervin mai multe probleme de-a lungul timpului. Ce mijloace are părintele care rămâne cu copilul în grijă preponderent? Ce mijloace are de a-l constrânge pe celălalt să plătească această pensie? Pentru că obligațiile de întreținere ale copilului sunt comune până la urmă. Pensia alimentară, dacă este stabilită, deja printr-o convenție notarială sau prin instanță, poate să fie direct pusă în executare. Ceea ce înseamnă că părintele care are o hotărâre definitivă privind achitarea pensiei alimentare poate să meargă la un executor judecătoresc, să solicite executarea acesteia și pensia alimentară se va popri din salariul părintelui care nu o plătește. Există două situații speciale. Unu, când părintele nu realizează venituri pentru că nu dorește să le declare sau pentru că nu vrea să realizeze venituri care ar putea să fie executate silit, context în care după 3 luni de neplată părintele care este creditor al pensiei, adică cel care trebuie să primească pensia de întreținere, poate să facă o plângere penală pentru abandon de familie. Și mai există o problemă în momentul în care părintele care ar trebui să plătească pensie este plecat în străinătate. Fiind plecat în străinătate, nu poate să fie executat silit decât printr-o procedură specială care se face prin intermediul Ministerului Justiției. Oho, de ce se complică lucrurile? Da, este mult mai complicat, dar în același timp este și mult mai benefic, fiindcă odată obținut o astfel de hotărâre prin intermediul Ministerului Justiției, părintele care datorează suma va fi executat silit în afară și de obicei salariile știm că sunt mult mai mari. Și atunci copilul va beneficia într-adevăr de o remunerație mult mai mare, de o pensie de alimentare mult mai mare. Iar în acest context, părintele care lucrează în străinătate și acumulează venituri acolo, poate să ascundă anumite venituri pe care le realizează în străinătate? Instanțele române pot verifica totuși ce salariu are părintele care e stabilit în Germania, să spunem? Da, se poate verifica prin adrese făcute la instituțiile care sunt corespondente ANAF-ului de la noi, instituțiile financiare sau instituția corespondente ITM-ului din țara în care părintele lucrează. Singura modalitate de a ascunde veniturile este dacă lucrează la negru, dar e foarte greu să fie angajat la negru în afară. Deci, de obicei, dacă se trece prin această procedură specială și se ajunge la executarea unei hotărâri în afara țării, se și execută. Pe măsură ce se desfășoară toate aceste lucruri, părintele care are obligația de a plăti această pensie de întreținere, poate să își diminueze voit veniturile vizibile astfel încât să ajungă să plătească o pensie de 100-200 de lei, deși el poate realizează venituri de 5.000 de lei? Pensia alimentară minimă se raportează la salariul minim pe economie din țara în care părintele desfășoară activitatea. În cazul nostru, cred că este 460 și puțin de lei pentru un singur copil. Deci mai puțin nu se poate. Mai puțin nu se poate. Teoretic se poate, dar doar prin acordul părților și atunci nu ai avea de ce să faci un astfel de acord dacă într-adevăr ai nevoie de acei bani. Cu privire la ascunsul veniturilor, din punct de vedere legal, nu îți poți ascunde veniturile pentru că trebuie să plătești pe ele taxe și impozite, deci ascunderea veniturilor este o faptă ilicită de la sine. Din păcate, de multe ori se întâmplă ca anumiți părinți care sunt datori cu pensia de întreținere să aibă o societate comercială a căror administrator este, să scadă salariul în funcție de administrator la minimul pe economie și atunci să plătească la minimul pe economie, iar restul lucrurilor, de exemplu, dacă vrea să-și cumpere un autoturism sau să se plimbe, o face drept cheltuiel de protocol pe firmă. Din păcate, legislația românească încă nu a găsit o modalitate în care să contracareze această practică. Probabil în viitor, pe măsură ce va deveni tot mai conștientă și legiuitorul va interveni pentru a oferi o soluție. Sunt interesante poate și cazurile în care, să spunem că părintele care dator să plătească și achiziționează o locuință, dar de fapt creditul poate e plătit de bunicii copilului și iată cum și alte venituri trec într-o zonă gri de care, iată, copilul nu se mai poate bucura. Din fericire, în momentul în care stabilește pensia alimentară, se stabilește la salariul net încasat, fără a se scădea cheltuielile pe care părintele le are. Dacă părintele care datorează pensia de întreținere își fabrică, ca să spun, anumite cheltuieli, asta nu va scădea pensia alimentară. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem în siguranță. Asta e o veste foarte, foarte bună și îți mulțumesc, Georgian, pe această cale pentru faptul că ne-ai ajutat în această dimineață să navigăm puțin prin hățișurile custodiei comune, iată, și acelei exclusive. Și te invit cu drag să revii să mai povestim și cu altă ocazie.
căci eu cred că această zonă se va extinde suficient de mult încât și legislația să vină poate cu noi soluții pentru protejarea interesului superior al copilului. Mulțumesc mult pentru invitație și pentru discuție. Dragilor, mergem mai departe și să știți că mai avem un popas de făcut și cumva rămânem în zona copiilor în această dimineață. Povestim puțin și despre alimentația acestora și sunt câteva lucruri de care poate ar fi bine să ținem cont și pe care ar trebui să le armonizăm și cu cele pe care le fac bunicii, de ce nu? Pentru că unele mese sunt servite acolo, dar haideți să ne spună Valentin mai multe. Da, întrebarea care vine peste noi în această dimineață este cum îi determinăm pe cei mici să mănânce cantitatea de mâncare de care au nevoie. Adică să mănânce tot din farfurie, mama, mai, cum s-ar spune. La mine, din ce mi-amintesc eu, funcționa metoda avionașul. Atât de simplu. De acolo eram, mie mi-a plăcut foarte mult mâncarea încă de când eram mic. Eu aș fi mâncat nu doar ce era tot în farfuria mea, ci ce era tot și în farfuria de lângă mine, indiferent ce era lângă mine. Eu aveam o cățelușă când eram mică și mama, ca să poată să-mi dea ciorbă, pentru că ciorbă nu mâncam și nu-mi plăcea să mănânc ciorbă, inventase un sistem în care și eu și cățelușa mâncam din același castrol. Altfel eu nu mâncam ciorbă. Așa se explică multe, Georgia. Știi, cu ai băut apa de la flore, am mâncat cu câinele. Hai să aflăm totuși și niște sfaturi cu adevărat utile pentru părinții. Cum pot să facă această operațiune? Generația noastră a fost crescută cu vorbe precum grasă și frumoasă, spunându-ni se la fiecare masă să mâncăm tot din farfurie, că altfel rămânem mici. Este ușor de înțeles de ce transmitem mai departe noțiunea de mâncare multă, cu toate că acest obicei nu este sănătos. Deși trebuie să încurajăm copilul să mănânce, este important să nu îl forțăm să mănânce cantități mai mari decât poate asimila. Evită în timpul mesei fraze precum curăță farfuria sau termină-ți toată mâncarea, învață-l pe copil să mănânce până se satură, nu până când farfuriile sunt goale. Porțiile pe care noi le oferim sunt de obicei prea mari și în acest sens trebuie să-l deprindem să mănânce până la sațietate, nu să golească neapărat farfuria. Atunci când copilul tău a luat doar două mușcături sau nu a mâncat suficient, este necesar să-l încurajezi să mănânce cât are nevoie. Să nu-i spui copilului ești un mofturos care are o conotație negativă, ci să faci întotdeauna asocieri pozitive cu mâncarea. Atunci când folosim această expresie, punem eticheta pe copil, lucru cu repercursiuni negative. E bine să fii pozitiv și, dacă este nevoie, să catalogăm în vreun fel apetitul copilului. Putem spune ceva de genul, copilul meu e mai selectiv la mâncare și să lăsăm pe el să aleagă. Nu trebuie să insiști să mănânce alimentele care îți plac ție, îl facem astfel să respingă multe dintre ele și să pună la îndoială preferințele lui culinare. De obicei, unui copil poate să-i placă un aliment la prima sau după mai multe încercări, de aceea trebuie încurajat să guste mâncăruri noi. Este indicat să-i oferim alimentul respins alături de unul pe care copilul îl preferă, astfel încât să creștem șansele să consume alimente noi.